Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean a ajuns la ediția 10-a și și-a desemnat vineri seara câștigătorii. În acest an s-au înscris 45 de tineri soliști din 22 de județe ale țării, însă doar 25 dintre aceștia au intrat în concurs, iar doar 8 au reușit să obțină și premii ce le-au fost înmânate în cadrul Galei Laureaților, unde au susținut recitaluri Olguța Berbec, Mariana Angel, Mariana Deac, Ciprian Roman, Ovidiu Olar și Cristian Fodor. Marele premiu a plecat în Moldova, dar nici județul Hunedoara nu a fost mai prejos. Tinerii interpreți au dat dovadă de mult talent și de o bună pregătire artistică. Dintre cei 25 de concurenți intrați în concurs după preselecție, 8 au fost laureați. Publicul numeros prezent în sală s-a bucurat de un spectacol de înaltă ținută. A 10-a ediție, de nota 10, vreau să vă spun că am rămas deosebit de impresionat de festivalul Concurs Drăgan Munteanu, ceea ce ne amintește de marele nostru doinitor Drăgan Munteanu. Îi felicit din tot sufletul pe toți participanții și în mod special pe câștigători. Am un respect deosebit pentru juriu care a desemnat câștigătorii, fiindcă n-au avut mult de lucru și chiar foarte, foarte serios. Felicit pe directorul Centrului de Cultură și Artă, prietenul meu Ciprian Roman, și nu în ultimul rând felicit orchestra noastră, Drăgan Munteanu, care într-adevăr a încântat publicul în această seară. Foarte frumos, foarte frumos. Vă mulțumim frumos, mulțumim frumos Consiliului Județean, Centrului de Cultură și Artă Hunedoara și domnului Ciprian Roman, că a organizat acest frumos spectacol. Ați fost și aseară sau doar? Da, am fost și aseară, a fost minunat, minunat în aceste două seri. Am fost în ambele zile și a fost superb. Dansatorii ansamblului profesionist a fost minunați și interpreții au fost de nota 10, dar dansatorii pe primul loc mereu. O ediție de nota 10, așa cum spuneau și onorații membri ai juriului, o ediție care ne-a dus în acest an la Deva, în județul Hunedoara, mulți concurenți și buni, 25 care au participat în spectacol și 8 care au intrat în gală. Ca de fiecare dată, mulțumiri în primul rând publicului care și-a manifestat interesul pentru cele două zile de spectacole, mulțumiri Consiliului Județean pentru sprijin și finanțare, mulțumim artiștilor care au făcut un efort deosebit, în special orchestra, să asigure la un nivel calitativ, spunem noi, de înaltă ținută, suportul tuturor interpreților, fie că vorbim de concurenți sau despre invitații în recital. Nu ne rămâne decât să sperăm că și la anul, ediția a 11-a, va fi cel puțin la fel de reușită. Îi felicit pe toți, felicit organizatorii că păstrează acest brand, Drăgan Muntean, și mi se pare că jertfa lui, aceea de a pleca pe lumea cealaltă, lumea cea fără de dor, s-a reflectat aseară în mii și mii și părticele de emoții pe care copiii ni le-au transmis. Cei mai buni au fost răsplătiți cu premii, trofeul Festivalului Concurs Drăgan Muntean ediția a 10-a fiind dat judecat de Delia Gandore din județul Vaslui. Reprezintă foarte mult acest premiu pentru mine, reprezintă faptul că am ales un drum bun și că reușesc să duc tradițiile mai departe și să-mi reprezint Vasluiul așa cum trebuie, așa cum poate n-a fost reprezentat de-a lungul timpului. Cea căreia i-am înmânat trofeul celei de-a 10-a ediție a Festivalului Drăgan Muntean chiar a meritat, a întrunit sufragile tuturor membrilor juriului și ați văzut și dumneavoastră reacția publicului. Consider că în unanimitate a fost aleasa nu numai a juriului, dar și a publicului. Este o tânără talentată, cu un potențial artistic evident și cu certitudine vom mai auzi de numele ei peste ani. După mai mult timp în care județul nostru nu a avut reprezentanți în gală, hunedoreanul Vlad Mihai Lință a fost printre laureații ediției din acest an a festivalului, obținând un bine meritat premiu 2. Mă simt onorat și totodată împovărat pentru că am avut onoarea să primesc acest premiu prestigios de la și mai prestigiosul juriu și consider că este datoria mea de acum să duc mai departe folclorul românesc și mai ales al țării moșilor, pentru că
am fost scos la lumină și consider că este cel mai mare premiu pe care l-aș fi putut cere. Vlad, noi îți urmărim Facebook-ul și știm că tu cânti de la muzică bisericească, te-am auzit, colinzi, pricesne, până la muzică patriotică. Un tânăr de 17 ani, de ce și-ar dori să ducă mai departe folclorul, tradiția noastră a românilor? Ce simți tu în sufletul tău? Sunt român și cred că fiecare dintre noi ar trebui să ducă mai departe folclorul românesc, așa cum nouă ne l-au lăsat strămoșii și moșii noștri, așa și noi să le lăsăm nepoților noștri. Festivalul organizat în memoria marelui doinitor al pădurenilor, Drăgan Muntean, este o adevărată rampă de lansare pentru tinerii interpreți amatori, soliști vocali de muzică populară, dornici și preocupați să culeagă și să interpreteze cântece populare autentice românești.